Toată România va ieși în stradă dacă luăm titlul, spune rapidistul Belu Iordache. Rapidiștii deplâng moartea lui Mitică Popescu. Actorul era nelipsit de la meciurile din Giulești. Rapidistul Kite era să facă accident în fața clinicii. Ionița a tras de privirile la vizita medicală. Bună dimineața, da, e asoție. Rapidiștii s-au reunit primii, iar la vizita medicală au ajuns înainte să se deschidă clinica. Mie, într-un fel, îmi place că nu o să dureze foarte mult, o să înceapă campionatul foarte repede și nu pierdem timp prea mult. Îți imaginezi cât suporteri s-a strânge în cazul unui campionat câștigat? Are și toată România în stradă, normal. Avem foarte mult suport. Cu rapidiștii au făcut vizita medicală și fotbaliștii de la Chindia. Popa a venit la clinică direct din vacanța petrecută în Egipt. La piramide ai fost, ai vizitat? Nu am fost la piramide, că am primit o alertă din România. Război. Bine, oamenii de acolo mi-au spus că nu este nicio problemă, dar noi am decis să stăm liniștiți.